locked in perfectly and neatly every time, charges, has the active experience, has... No. Ce ai făcut, Ali? Ți-ai rupt pantalonul. Tati, ești pus pe rampage. Da? Are. Te-ai căcat, băi? Poftim? Când am zis ce? Am zis că poate, sau?
Cât fac eu pro un squat? 60. Da, bun. Ce ți-o tras una? Tati, te distrezi? O să fie bătăușare. Deci tu dacă faci cu 40, atunci eu să fac cu 25. Sau 23, cum zici? Da, 23. Ala e cifra perfectă. 0,5. Mi-aș pula în chilele tale. 23, 21. Dar nu dai intenționat, te rog frumos. Thank you.
Ei, te rog frumos să nu mai bagi acolo, bine? Schimbă-l că am făcut ceva mie. Thank you.
Nimic nu l-ai schimbat. Thank you.
25 am stabilit, de ce mă mai întreb? A, n-am, te-am auzit. Why did you give them? Părul cu palmiere, cu genunchiere, cu tot. De-aia am pula mea, nu sunt ăștia plini de păr. Păi mai dă jos, de regulă. Păi aia trebuie să facem. Alătate. Tate. Vrei tare ca să o pun sus? Să fac burpees.
ce doare asta? Dacă n-ai loc, fă, mă, nu-i... Na. Nu prea am loc, să mor eu. Cum adică n-ai loc? Întoarce vara. Eu o să întorc, nu mai pot să întorc, dar... Nu să-mi aranjez de aici. Mamă, ce-mi put palmele în... Bun, hai că nu facem pull-ups, că simt cum împleznesc palmele. Ce? Nu fac chest-ul bar, că nu pot să fac, mă doare de mână. Și ce faci? Păi nu știu, zi-mi, hai un alt exercițiu. Păi nu știu. Hands. Asta e. Hands de push-ups. Ce facem? Hands de push-ups. Hai, pe bune! Păi nu știu altceva, pe brațe. Ce vrei să faci? Dar eu nu m-am încălzit la hands de push-ups. Nu fac. Ce ai zis? Încălzirea asta e și pentru hands de push-ups ce am făcut aproape. Daci, mă, la umeri. N-am făcut nimic. Ce vrei? Am ridicat ceva deasupra capului sau ce? Da, pe tine. Asta este arătat. Dublă. Dublă ori doi. Dublă ori doi. Deci 42, 36, 30. Bine. Tati, pare rău. Trebuie să te duc la mami că începem. A, dar și mâine-s duble, pula, nu duble, stai. Dar n-ai multe duble la dublu, ce ai, mă? Păi da, dar mă gândesc la altceva. De căcat de duble ai. Ah, kettlebell swing. N-am kettlebell. Ai dumbbell-ul de 15, ce vorbești? Bă, hai să facem dublele așa, mă. Ce? Faci cu dumbbell-ul de 15. Fiitul meu, te iubesc mult de tot și te voi pasa la mami tău până gata. Bine? Mami poate spune că e gata. Gata, pare rău. Dar ce facem? Farmer scale. Farmer pe dracu. Să puște brațele, ce? Ia, trebuie să-mi încarc ganterele. Bă, dar ți era greu să faci niște duble, fucking câteva duble. Păi sunt prea puține, exact, nu-i niciun efort. Păi cine știe ce, e degeaba azi. Poate de ce tu bar care era mega efort să faci atâtea, top 4 de duble e fix la bar. Deci ce facem? Kettlebell, farmer carry sau kettlebell swing, alegeți. Farmer carry cu două gantere de 15? Da. Cât? 21 de metri. 18, pula mea.
Bine, stai să mă calc cu gardă. Bine, și asta e scandala, dar... Așa, 20, rotunim în sus, 25, 20, 15, 15, 10, 15. Pătat-mă! Ce? Nu e greu, nu o să fie foarte greu. Rotunjești tot ce ai în sus. Deci 20, 20? Nu, 25, 20, 15. 15, 10, 10, 5. Hai că le scriem în pula mea. Stai că câte sunt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30, 25, 20, 15, 10, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, nebun. De la 35. 35? Da, de la 35 de metri. Câte 5 în jos. Na, și acum o să fie destul de greu. Deci 35 de metri, 30, 25, 20, 15, 10, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Bun. Matematică perfectă. Vinaș, Pauadu. Hai, că deja ne răcim. Crossfit, hai să facem niște crossfit. N-am ce să-ți arăt să fii mai impresionată ca cea acasă, oricum. Puțin se pot năuda cu asta. Dacă îți arată unul și ești impresionat, înseamnă că e grav, frate. A, s-a strimit că am văzut o filmare. Ce? Era o filmare pe net, prin Africa, ceva țară. Era unul în stația de autobuz și eu avea, nu exagerez, până pe aici pe undeva. Și astea erau fascinate, turistele, se jucau cu ea. Deci pe bune, cel puțin jumătate de metru sau pe acolo, să-mi bag pula, Doamne Dumnezeule, n-ai ce să faci cu așa ceva. Hai. În 40 de secunde. Yeah.
Thank you.
Trust me, please. One more, I swear, just one more. Hey!
Arca lumea că-ți fut una. Picior. Iar. Haide, ești la șase, nu? Haide, repede!
Bravo. Fac, repede. Treci cu gantele peste bar. Hai. Hai, repede. Deci nu mai moare lumbarii. Deci lumbarii varză, deci varză, varză, mă tor de mor. Gestul bar era tai de masă. Dacă făceam, nici mâine, nu acum, nu am cum să fac nici masă, nici nu am chef, nici nu. Ce? Zic și mâine, loc de masă, la trebuie să mă gândesc la ceva. Eu pot să fac bărbi cu pull-ups mâine. Acum ce facem? Snatch sau power clean? Snatch. Sau, da, snatch. După aia putem să facem loc de snatch deadlift și snatch pull, ce am arătat data trecută. Eu fac power clean-ul de data trecută, să văd dacă nu vine arma peste mine. Păi da, dar prima oară snatch. Snatch prima oară? Pe miercuri am făcut snatch, marți. Când am făcut? Nu contează. Deci, din high rank, above the knee și floor.
Tu n-ai făcut snap, ba, ai făcut și tu snap. Păi iară nu mai apuc PowerPoint. Hai să mă uit mâine și zic. Ha? Mă uit mâine. Pe mâine iar e clean. Deci azi sunt neștre. Păi mâine nimic, că mâine o adui de căcat. O să fac. E oribil. O să fac și eu burpee pull-ups, probabil. Păi poți să faci burpee stick pull-ups. Păi oricum așa le fac. Așa trebuie și eu. Am mâncat, Ari, ceva acum? Ce face? Acum ce face? Păi când gata, nu să-i fac baie. Acum? Păi nu gata acum. Cosmina? Da. Muie. Micu. A, apropo, Mimi. Era un cui în roate și mă gândesc că poate ăla făcea zgomă până s-o înfipte în roate de tot. Da? Pe. Un cui? Da. Vezi că eu fac arunc bara la fiecare, Cosmina. Ce faci? O să arunc bara, cred că la fiecare repetare, gen. Mie mi se rupe ce faci tu. Putuna. Partea mea. Ți-am zis că poți să faci și tu, nu îți descriam ce fac eu. Și ți-am mai zis că poți. Greutatea mea extraordinară, nu mă să ești. Atunci puneți mai multe la greutatea ta. Nu te... Vezi că tu zici dintr-o extremă într alta. Greutatea ta extraordinară și băi, a, dar mi-e prea greu. Păi... Păi ce, păi? Numai prostii vorbești. Când vrei, când te plângi, bă, că e puțin, bă, că e prea mult. Na, promit că nu mă mai plâng, că e prea puțin. Soler. Bă, acum mi-a venit ce puteam să facem, că am văzut la unul astăzi. Ce? Lasă, că le păstrez pentru sâmbătă. Peste-mă. O să vezi sâmbătă. Ia scrie tu, Adu, ca să zic și lui Arma, că poate Arma n-are chef. Așteaptă tu să ți-l scriu. Dar ce pui mei, tu ești Gabi? Nu vezi, mă, că numai se plânge toată lumea când vede. Toți îți panseluțe. Păi da, dar așa nu mai vin. Cum să nu vină? O să vină, vei.
Dar unde facem? Nu se mai aderează nimeni, toți sunt niște leneși și nu le convine, totul e greu. Întrebarea interesantă pentru mine și răspunsul. Unde facem să mă dă? Nu știu. Toți sunt niște panseluțe, frate. Și îți deschise sălile de nu știu când. Numai că nu are chef nimeni să mai facă. Nu știu, mai am chef. Și Armand vine sau vine așa, cum vine de obicei? Dacă se joacă până la 5 dimineața, nu mai vine. Păi n-ai văzut că doar sâmbătă a venit. Păi și ce, nu-l oprește cu nimic să nu mai vine. Păi știu. Bine că după aia mergem împreună la dentist. La 1:30. Sper să gătăm până la 1. Bine. Acum mirău de la stomac. Ce zici? Mirău de la stomac. Câte grade am în sală? Câte? 14. Hai de pula, la mine sunt 25 mi-a luat aici, dar nu știu dacă e chiar așa. Și mi-e cald. Bine, mi-am luat asta că-s transpirată pe tricou. Și-o mers caloriferul 2 ore jumate înainte de a intra în sală. E călduț la mine aici. Mai cald parte de când vreau. Dar Froni, când începe antrenamentul, l-am văzut cu mănuși și căciulă, deci eu safe aici. Păi eu cred că e deschis la handbarul ăla. Da, nu, că am întrebat eu pe aia și n-au sursă de căldură acolo. Nu, dar și deschis, cred că nu știu dacă îl țin închis. Habar n-am. Dar... Ba, mă, ușile sunt închise, dar din alea de tablă, știi? Cu vezi pe afară, pe sub ele. Dar nu știu cât e de frig la ea acum. Că ei sunt Texas, în bună. Ia să vedem. Ia uite să văd. Mi se face puțica mică la Froning sau nu? Nu știu cum se scrie. Thank you.
Imediat. Hai de masă, ai frig. 2 grade. Hai de masă. 2 grade, minus 2, minus 1. E frig.
No. Thank you.
Era să-mi fut una în cap. Mai mult decât poți duce. Hai, Cosmina, ce faci? Ce pizda, mă, ce faci? Ce vreau la mine în sală? E la tine, e la sala ta. Mă-am folosit! Eu! Dacă vrei, poți să te uiți la perfecțiune și după aia poți să copiezi. Tu la trecut am ratat, hai, Henry. Ridică mai sus. Mai, și acum dă-i trage de ea.
Dă să vedem, mamelor! Arată, mamelorul! Azi am pupat foarte, foarte, foarte mult. Super! La ultima masă a fost la 4:30. Dar până la 4:30, hai de masă. Ultima. Leo. Unde e fiul tu? Unde e fiul? Ah, mhm. Mai faci power play? Da, păi doar 3 seturi, asta e primul. Ia Alex. Ia bara cu grip. Thank you.
să văd! Hai să te văd! Na, da, de aici. Ia să vedem cum pute cocoașa. Ura! Yo! Ce faci, băi? Cu cine te ceri? Poftim? Ce-au făcut? Tupu? Nu. No. Îți place sentimentul? Bă, dar când încerci să produci și tu bani? Ha? Cam mult mânci în ultima vreme. Ce caca au făcut? L-am băgat pe aia, acum am... Săracul i-am tăiat. Nu mai are voie nici cu Suzeta. Ce nu mai are voie? Cu Suzeta, gata. Lapte, gata, săracul din depresie. Păi da, dar nu se constipă fără lapte. Păi lapte de 3-4 ori pe zi cred că mai bea o dată și acum bea lapte praf. Și ce este de Suzeta? Ha? De Suzeta ce zice? Nu prea e cu mine. Plânge, dar nu știe de ce plânge. Se amintește că lipsește ceva. Că știa unde îi le ținem și îi tot arăți că nu-i nimic acolo și e supărat. Dar e dezastru noaptea, frate, deci... Dar trebuie să ți-l filmezi, să vezi când înainte să adormă ce face. Parcă e cel mai activ din toată ziua atunci. Dacă nu-ți place la grădiniță, te dau la copii mea, tati. O să-i placă la mine. Da. Puțin noroc, că în 23 de ani nici el nu o să plece de la tine. Lăsați-mă o săptămână pe mâna mea, să vedeți ce copii fac. Repet. Ha? Uite, o veni fiul tu? Nu, Dan. A, vreau să te întreb dacă ai încălzit mâncarea lui fiul tu. Cu puțin noroc o să-l antrenezi și pe Ari la fel. Da, așa. Thank you.
I-am trimis Florman mâncare la ora 6 jumate fix. Da, deci tu înțelegi că tu nu ești exemplu de mamă. Înțelegi că eu gătesc și pentru taică-mea, dar nu să-i zic lui Arman, te rog, că oricum el își face paste, ouă, tot felul. Bă, tu înțelegi că nu ești un exemplu cum, hai, cum să-ți crești copilul. Da, da. Nu te mai umfla atâta în pene. I-ai luat cleanța de la cameră când era mic în pula mea, deci să te audă tot YouTube-ul. Și tu vrei să-mi zici mie cum să-mi cresc eu copilul. Copilul meu e un exemplu. Pozitiv? Da. Nu-i pozitiv, Doamne ferește. Toate cele 60 de kg și 1,90 cât are el de copil. 1,81, mă. Are chilele câte aveam eu în liceu și eu eram probabil tot atât, la 1,70 eu. Eu eram slab, deci eram schijă, dar mai el, că e mult mai înalt ca mine. Dar sau costasă, ce vrei? Ce legătură are, mă, dacă mâncă, se îngrașă. Da, mănâncă, nu se îngrașă. Da, am auzit dumneavoastră asta la multă lume. Așa, și eu eram slab. Și așa probabil zicea și maică mea, dar mâncă, dar nu se îngrașă. Până am dat eu de mâncare. Mâncarea bună de la, din complex. A. Și pac, să vezi cum când mânci. Bravo! Lua, chiar îi place numai mâncare, numai fast food ar mânca. Deci numai fast food. Eu mă chinui să-i dau mâncare gătită. El ar mânca numai fast food și nu se îngrașă. Da, nu mâncă cât trebuie. Păi dacă nu-i place mâncarea. Fă, pune-l să facă treaba asta sau fă tu pentru el. Ia aplicația aia, My Fitness Pal, și calculează într-o singură zi caloriile, cât mănâncă, să vezi. Da. Să dai seama. Sau nu o zi, măcar o săptămână să facă treaba asta. Nu-i organizat pentru că n-are un program și de-aia nu-i organizat. La câte slabui, probabil că mâncă în pula mea vreo 1500 de calorii, cât mâncă o femeie în pula. Că mâncă din căcat, nu are legătură dacă mâncă o dată pe zi căcat și după aia bea apă plată. N-am cum să-l că nu a venit fiul tău. Acum vine, într-un minut.
Dă-mi un puțin. Măcar atât. Îți place ție aia ta de jucat. Nu lăsa în lume. Ce? Nu lăsa în lume. Nu de urmă. Ce faci, gambe? Da. Ține aici. N-ai povenit fiul meu, închid. Ciao, ciao. Ciao. Am încălzit mai câta mâncarea. O, de bun am încălzit. Am pus mâncată. Îți cumperi și prezervative, nu fiu tu? Nu știu, parcă ți-a cumpărat, dar nu? Nu, el mi-a dat ziua. I-a arătat cum se pune cu banana. Nu știu să pun, că n-am folosit, cretinule. Așa l-am făcut pe el, vezi? Bine, hai, ceau. Ceau.